Prigojin nu mai deranjează în Rusia. Până acum a deranja. Până vineri deranja, da? Acum va fi și unde, a lui lui unde, e, el plasat? Păi nu e plasat la Can sau la Cap Dantib, unde stau în un general oligarhii ruși sau în Dubai. E plasat în, exact în Belarus, de unde începe să vorbească nomenclatura militară occidentală, că s-ar putea să apară un atac Asupra Chievului. Păi până Iată. acum nu știam. Ce a pierdut Putin? E slab Putin în interior? Nici pomeneală. Da? Oricum i-am văzut pe oameni cum se duceau, îi aplaudau, l a dus nu mâncare mai de în asta. Rastov. Nu mai vorbim de asta. Și aici? și aici ajungem uh, mai mult la înțelegerea reacției și a atitudinii rușilor, n-ar spune populației, nici poporului rus, a rușilor față de acest război. nu interesează. nu interesează. Este o negare incredibilă. Uh, sau nu putem inter... vedea o altă perspectivă. Când ne am uitat pe imagini și acei uh, tineri care făceau uh, poze da, și filmuțe era cu telefonul. de TikTok. Măturătorii... Un război de TikTok. Vreau să spun că o surpriză mai mare decât ziua de vineri, atenție, surpriză întărită, Budanov, care noi considerăm om serios, a spus, domne, e pe bune. E o rebeliune pe bune. Da? Au, au, fost doborâte avioane, elicoptere. Deci o treabă serioasă. Da? L-am văzut pe Putin speriat. Am dat și noi grimasele lui, dacă nu fi un foarte bun absolvent al cursurilor de actorie de la KGB. Da? Dar ce mai câștigat Putin și m-am oprit? Păi l-a făcut pe domnul Biden să spună că nu e implicat, iar domnului Șoigu și Gerasimov le-a arătat pisica și lor. Da? Nu sunteți cuminți? Îl pun pe bodyguardul meu. Da?